Cineva aici? Ajutor! 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 E cineva aici? O știi pe aia cu italianul? Românul la Napoli, știi? Se duce un român în Italia la o cafenea. Și bună ziua, vreau și eu o cafea. Scriptă chelul la el. Ce fel de cafea doriți? Macchiato, latte, cappuccino. Și uite românul pe meniu. Aici eu căutăți un ristretto. Certo. Eu duce italianul ristretto. Românul e... Da, da, de ăsta vreau. Perfetto. Vă rog, deslegați-mă, vă rog. Vei? Vă rog. Ajutor! Ajutor! Mira, ajutor! Mira, nu țipa așa. Te giți. Ce, ți-e foame? Fă niște paste. Hm? E o mare diferență între bucătăria de nord și aia de sud în Italia, știi? Pentru că aia nord aveau vaci. Și atunci, din carne făceau bolognese și din piele făceau genți. Ragu trebuie neapărat minim 2-3 ore să-l lași la făcut, altfel. Și la final, pui un pic de lapte ca să stingi aciditatea roșiilor. Spune-mi ce vrei de la mine. Cred că nu sunt aici doar ca să-mi gătești paste. Ai puțin răbdare. Tu ai mâncat ceva din bucătăria siciliană? O să vezi, are un cu totul alt gust. Ia, uite ce aromă. Este? Și cu un pic de parmezan. Cum vrei să mănânc dacă am mâinile legate la spate? Da, ai dreptate. Dă-mi o secundă. Neapărat un pic de parmezan. Mai pun? Nu. Spune-mi ce vrei de la mine. O să guști. Să-mi spui cum ți se pare. Și de unde știu eu că nu vrei să mă otrăvești? O, Doamne, dacă mai cunoaște, știi că nu-mi bă niciodată joc de mâncare. Uite. Stai, 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 stai. Gusta. 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 Vrei să fii avocata mea? Nu. Niciun caz. De ce? Petru te-a concediat? N-ai vrei și tu să fii de partea celor câștigători măcar o dată? Ajut. Ocupat. Știu, da, citația. Trebuie să te duci la secție să dai declarația despre bobiță.
trebuie să-l odihnească. Băi, nu pot să fac asta fără avocat. Și? Ai convins-o? Încă nu. Vrei să intru să o pachetez un pic? Eu zic să nu exagerezi. Asta ne mai lipsește acum. Opțiunea rămâne deschisă. Ai devenit un om slab. Eu sunt slab. El face mizerie, mă pune pe mine să fac curățenie și tot eu sunt slab. Dar nu cred că, adică probabil cred că am vrut să spun că ai slăbit puțin sau nu știu, poate. Dar mi-ai chiar... Ai ratat ocazia să taci. Din nou. Mă enervezi, lasă-mă în pace. Păi și ia, băi. Ce te enervezi? Băi. Ai vorbit cu fetele? Da. Și? N-ai aflat nimic de mine? Nu, n-are pe mine, ți-am lasă că o să se întoarcă. Nu știu. Cred că de data asta a plecat definitiv. Mamă, nu zici asta. Sau Roca. Poftim? Păi Roca. Știi că Roca nu are legătură cu tot ce se întâmplă în viața noastră. Ce vorbești? Dar Roca ne-a abordat pe toți. Și mă gândesc că a abordat-o și pe Mira. Ok, și ce treabă ar fi avut cu Mira? Pe bune, bă, bujia mea, ce legătură are Roca cu Mira? Pe bune. Păi, pe bune mă enervezi. Pe cuvânt. Deci, mă enervezi. O ții langa, dar ți-am zis... De ce n-ai încredere în feeling-ul meu? Băi, da, dacă am zis, Roca egal belele. Băi, trebuie să plec în Spania. Nu! Și uite unde am ajuns. Hai că mă... Păi, stai. Băi, ok, și dacă e așa, ce facem? Păi, uite să zic acum, Tică. Am o idee. Știu cum putem afla. Ar merge una mare, tofma. Vrei? Sau limoncello, ce preferi? Cât timp ai de gând să mă ții aici? Doamne, mă, dar ești liberă să pleci când vrei tu. Desigur, probabil că asta ar fi ultima decizie pe care-i luau. Mă ameninți? Stai jos. Dacă ai luat decizia corectă, aș fi nevoit să te ameninț, nu-i așa? Ce? Spune-mi ce vrei de la mine. Nu știu ceva? Ia cine e? Avocata mea. Ești așa lupe. Bolognezi. Vino cu aici. Stai jos. Dă-ți asta jos. Vino cu aici. Pavel.